O echipă specială de polițiști din New York luptă împotriva cerșetorilor și a vânzătorilor ambulanți care bântuie prin centrul orașului și devin adesea agresivi. Ieri, un sergent sub acoperire l-a recunoscut în mulțime din Times Square pe un anume Raymond Martinez din Bronx, care încerca să le vândă turiștilor CD-uri contrafăcute. I-a cerut autorizația, dar bineînțeles, Martinez nu o avea, așa că a luat-o la fugă. Polițistul a urmărit până în dreptul unui hotel de lux, unde individul a scos pe neașteptate un pistol. N-a apucat să tragă decât două focuri, deoarece arma i s-a blocat. În schimb, sergentul a descărcat patru gloanțe, dintre care unul i-a fost fatal lui Martinez. Totul s-a petrecut sub privirile trecătorilor îngroziți. Gloanțele au sfârmat vitrina unui magazin pentru copii și casa de bilete a unui teatru situat în hotel. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, deși incidentul putea provoca un masacru. Potentially, we could have fired, if the gun was functioning properly, we could have fired a total of 30 rounds. Fratele lui Martinez, care îl însoțea, a fost arestat. Șeful poliției a precizat că sergentul nu a făcut uz de armă decât în legitimă apărare, conform regulamentului.